Pentru că cultura nu mai este cultură. Este o promovare a urâtului. Știința nu mai este știință. Și este o pseudo-știință, o știință ocultă. Arta nu mai este artă. Și toate cele bune care trebuiau puse la picioarele lui Hristos s-au pervertit, s-au satanicit într-o liturghie globală plecată de la același centru, de la cei din tâi, din ceasul întâi, de la jidovii care au plătit și l-au răstignit pe Hristos, care 2000 și ceva de ani au așteptat momentul și încă îl așteaptă să îl înscăuneze pe Mesia cel mincinos, pe Antichrist al lor în templul din Ierusalim. Și ei, vezi credincioși, se taie împrejur și îi spurcă pe toți, toate neamurile, lucrând nu pe față, ci pe dedesubt. Vedeți, soțiile voastre, că totul este o artă a urâtului în ceea ce privește un tablou, într-o muzică care te zgârie pe creier, într-o modă care este pervertită, schimonosită și urâtă, toți capătă premii și ajung pe locul întâi, pentru că într-o simfonie urâtă și îndrăcită, ei sunt participați într-o liturghie drăcească, neagră, unde, iubiți credincioși, toți pe aceeași comandă, pe aceeași vibrație, pe aceeași frecvență, pe aceeași energie, pe aceeași putere drăcească, se pregătesc pentru marea apostazie și pentru marea închinare. Și ajung, iubiți credincioși, la aceste zile, unde în Cluj, unde neamul nostru, în țara noastră, de creștini ortodoxi, iarăși începe liturghia neagră a nevăzutului drac, Antold. Nevăzutul, iubiți credincioși, nespusul, nenumitul și toate celelalte, că sunt mai multe, într-o serie, iubiți credincioși, unii cu alții adunați și bine organizați, bine structurați în mod drăcesc, ei au ca temă, iubiți credincioși, luminile din Phoenix. Phoenix, iubiți credincioși, este o pasăre. Phoenix nu este un porumbel, ci este un vultur. Aici un vultur este un chip drăcesc care cu aripile în sus, într-o stare de mândrie, cu iarele înfipte în pământ, într-o stare de semeție, el renaște din propria cenușă. Care este patima care renaște din cenușa tuturor virtuților? Care este patima drăcească care renaște cu aripile în sus după ce le-ai biruit pe toate? Care este patima, iubiți credincioși, mai urâtă decât toate? Este mândria. După ce tu ai postit, te-ai rugat, te-ai privegat, pe toate le-ai făcut, dacă te-ai mândrit și te-ai lăudat că tu pe toate le-ai așezat și ai ajuns un fariseu, în felul acesta în tine s-a născut patima aceasta și pasărea aceasta și duhul acesta drăcesc, este pasărea Phoenix, care renaște, repet, din cenușa tuturor patimilor. Adică dracul articol, după ce au desfus toți dracii din noi, răsare el. După ce dracul, iubiți credincioși, te-a eliberat de toate legăturile care le-ai avut, de mâini, de picioare și de alte cele, îți bagă o veringă în nas și te conduce cu un deget cum vrea el. Pasărea aceasta, Phoenix, iubiți credincioși, este dracul și satana, care, la sfârșitul viacului, răgnind ca un leu, caută să înghită pe tot omul care poate el. Este o antiliturghie. Ce vedeți voi, iubiți credincioși, pe poftă și pe mânie și pe duhul arhiconic, ce vedeți voi prin războaie și pandemie, ce vedeți voi în toată lumea aceasta, este o liturghie neagră, îngăduită de Dumnezeu, pentru că noi nu suntem autentici. Pentru că noi nu suntem în liturghie toți cu miile, împărtășindu-se în mod smerit și autentic. Noi nu suntem cu miile în fața lui Hristos, în fața lui Dumnezeu, luând sângele Lui, luând trupul Lui. Nu, iubiți credincioși, cu miile tinerii noștri, copiii voștri, fiii voștri, se duc la aceste liturghii negre, iubiți credincioși, la aceste concerte, unde tema este așa,
Repet, iubiți credincioși, luminile lui Phoenix. Știți ce înseamnă asta? Lucrează pe două etape. Odată, ei fură energia, pentru că dracul se hrănește din energia aceasta curată a tinerilor. Și ei vorbesc despre o renaștere în forță, în putere și în energie din sufletele copiilor voștri, care în anumiți ani, poate și acum, au plătit biletul cu sângele lor. La liturghie, Domnul se răstignește și se zerfește pentru fiecare suflet, dând sângele lui ca un pelican, cum știți voi, în prohod, când își înfinge ciocul în coasta lui și în crucea lui și din sângele acesta îi hrănește pe toți puii lui. De data aceasta, invers se întâmplă. Iată că puii jertfesc sângele ca să hrănească pasărea, Phoenix și în pelicanul. Ca să hrănească, iubiți credincioși, pe satana și pe toți dracii lui cu energia lui. Și voi nu vă dați seama că este o liturghie drăcească. Este magie. E vorba acolo de lună, de vârcolaci, de întuneric, de magi. E vorba de vrăjitorie, de ocult și de ascuns. E vorba, iubiți credincioși, de dracu pe față. Și acolo, când se vorbește despre aceste lumini ale lui Phoenix, gândiți-vă că trimiterea este în altă parte, cum vă pregătesc pionii noi ordini mondiale. V-au dus prin pandemie, v-au trăit în războaie, ne trăiesc în tot soiul de nebunii, în încălzire globală, în taxe pe carbon, în identificare, în digitalizare, într-o închisoare electronică. Dar nu se mulțumesc atât, pentru că dracii, iubiți credincioși, de văzduh, vor să apară în mintea și în fața omului exact pe așteptarea lui. Unde țintește omul acum? Într-o știință mai presus de orice imaginație prin inteligența artificială și așa mai departe. Vreți? Asta vă dăm. O să vă apărem în forme, în lumini, în sclipiri, în fel de fel de arătări din cer, prin OZN-uri, iubiți credincioși, se pregătesc acești draci întunecați să apară după așteptarea celor care sunt la putere, a celor care au așteptat ani de zile, niște aterizări din lumea dracilor și a celor care se numesc extraterestri. Părea cândva science fiction, părea cândva, iubiți credincioși, o poveste, dar aceștia pregătesc o realitate a imaginației, a iluziei, care este puntea dracilor și lucrează pe toate planurile. De ce? Pentru că noi nu suntem cum trebuie să fim o liturghie autentică. De ce? Pentru că generalii noștri dorm și sunt pionii lor. Pentru că sunt infiltrați în fel și chip în Biserica lui Hristos ca să lupte, iubiți credincioși, cu Domnul, cu liturghia care ține lumea în duhul acestei pasări Phoenix. Și dacă vreți să înțelegeți că este satan care naște din propria cerușă, uitați-vă la conexiunea din ceea ce v-am spus, cândva în Arizona, cândva în zona Phoenix, a apărut niște lumini care ei le-au identificat ca apariții extraterestre. Aceste conexiuni ele fac cu aceste liturghii negre, unde atrag tinere și copiii. Unde? În concerte, ca să introducă în ei duhul acesta al așteptării unor apariții mai presus de lumea aceasta, ca o salvare a ce? A fiecăruia de nebunia lumii pe care au creat-o tocmai aceștia. Dar ca să faceți conexiunea, că e vorba de un drac, că e vorba de satana, că e vorba de același duh, ia uitați-vă voi toți cum v-am spus de atâția ani. Uitați-vă pe sigla Sinodului Tâlhăresc din Creta. Acolo este pasărea Phoenix. Nu mai este porumbelul simbol al Duhului Sfânt. Acolo nu este un porumbel smerit cu capul plecat, ci este un vultur, pasărea Phoenix, semeț și cu aripile în sus ridicate. Acolo, iubiți credincioși, este un vultur alb cu picioarele negre și vinete. Cum îl vedeți voi pe satana acolo, ispitindu-l pe Iosif în icoana nașterii Domnului, cu picioarele negre și vinete. Acolo, iubiți credincioși, pe sigla Sinodului Tâlhăresc din Creta,
s-a scos crucea, s-a scos Sfânta Trăime din icoana etimasia, icoana așteptării și s-a pus papismul. Acolo s-a pus, iubiți credincioși, steaua lui David a sionismului, s-a pus steaua în cinci colturi a satanismului, s-a pus papismul, s-a pus satanismul inversând lucrurile, răsturnând potirul și în centru nu mai e Duhul Dumnezeu, porumbelul și Scriptura, ci este o carte cu un plus care este, iubiți credincioși, Scriptura sodomiților și a gomoriților și pe ea este pasărea Phoenix. N-ați mai găsit voi altceva decât pe Phoenix, care renaște din cenușa sa, mândru se merge și se duc tinerii voștri în postul Maicii Domnului, se duc cu mâinile sus și fac o apostazie globală, o apostazie generală, o apostazie în care ei sunt prinși, iubiți credincioși. Și voi tăceți, unde sunteți voi arhierei? Unde sunt preoții? Unde sunt duhovnicii? Unde sunt predicatorii? Unde sunt liderii? Unde sunt academicienii? 800 de jandarmi și de polițiști, păziți voi o liturghie neagră? Dar dacă noi am vrut să facem liturghie noaptea de Paști, ați păzit ca să nu slujim. Dar voi veți da răspuns că sunteți creștini, nu veți scăpa, niciunul dintre voi. Pentru că fiecare dintre voi sunteți trădători la locul vostru. Ce ești tu, polițist? Îi spui șefului tău, nu mă duc. Ce ești tu, comandant? Îi spui șefului tău. Eu nu păzesc o liturghie neagră, chiar dacă îmi pierd serviciu, cum a făcut Sfântul Dimitrie, Sfântul Gheorghe. Că sunteți creștini și vă rugați voi la Maica Domnului și vă faceți treaba și misiunea. Nu veți primi har de la Dumnezeu și binecuvântare. Ce ești tu primar? Nu vei primi har și binecuvântare. Te dai creștin? Nu ești creștin. Eu nu semnez așa ceva. Eu nu semnez. Dacă vei vedea 100 sau câteva 100.000, 50.000 de tineri sacrificați pentru Hristos, mergi și tu cu ei. Dar dacă vei vedea 10.000 de copii sacrificați pentru dracu, nu semna, nu aproba. Și noi, cei mai vinovați, suntem arhierei și preoți. Pentru că tăcem. Pentru că nu catehizăm. Pentru că nu explicăm. Pentru că aceasta face doar o parte, iubiți credincioși. Este doar o picătură din ansamblu acesta unei liturghii negre în care cărtesc împotriva lui Dumnezeu și totul pervertesc și întorc pe jos. De aceea, problema numărul 1 este că aceștia prin putere, că noi nu suntem în biserică. Dacă copiii ar fi împărtășiți în biserică, n-ar mai avea cine să se ducă la ei și ar da faliment. Ei prosperă pentru că au de unde să fure forța, energia și puterea. Exact cum spun ei, vă prostesc pe față și vă dați copiii să vii jerfească, cum era Moloch, cum era Noroc, cum erau idolii unde se jerfeau pruncii. Așa se întâmplă acum, într-o formă mascată și stilizată. De aceea sunteți vinovați toți, la arhierei, la teologi, la preoți și la responsabili, iubiți credincioși, lumii acestea care semnați pentru că luați bani, pentru că se întâmplă lucruri sub ochii voștri. Dar mai vinovați decât toți sunt clericii, părinții duhovnicești și părinții trupești. Nu pleci din casa mea! Nu-ți dau bani, nu-ți dau voie, nu ești de aici. Nu te duci în acea liturghie neagră. Și atunci voi sunteți creștini? Nu sunteți creștini. Pentru că aplicați toleranța. Pentru că închideți ochii. Pentru că nu înțelegeți. E, s-a dus și el, cântă acolo, cântă lui dracu. Dansează și el, dansează lui dracu. S-a pecetuit și el. A luat niște droguri. Și ai să vezi că vine acasă cu un duh necurat, cu această pasăre Phoenix și tremură. Și nu mai doarme. Și scoate spume la gură. Și vii cu el la el. Vii cu el la noi. Noaptea să-mi te vadă lumea, că tu ești domn primar, că tu ești domn prefect, că tu ești domnul bogat. Vii la noi să scoate îndroacii din ei. Dar tu ce ai făcut? Scoate-i tu. Fă tu slujbe, ține tu post. Vrei să-ți citim molitvele Sfântului Vasile? Citește-le tu. Pentru că tu ei da voie și s-a îndrăcit cu binecuvântarea ta ca părinte și sub semnătura ta ca primar sau ce ai fi tu. De aceea, iubiți credincioși, vă spunem clar. Fiecare, în felul nostru, suntem trădători sau mărturisitori la locul nostru. Noi v-am spus ce avem de spus.
În primul rând, puterea lor vine din faptul că au masă de manevră. Au masă de manevră, adică tineri, pentru că tineri nu sunt în biserică. Tineri nu sunt în biserică pentru că clerul vorbește o limbă de lemn. Clerul nu vorbește cu limba tinerilor, se atrag în biserică. Clerul, zici că e vincioș, n-a ajuns la inima tânărului să-l dezlege, să-l binecuvinteze, să-l lumineze, să-l înțeleagă și să-l împărtășească. Clerul, iubiți credincioși, va da răspuns mare în fața lui Dumnezeu, pentru că n-a împărtășit copilul acela de la 0 la 7 ani, ca să-l împărtășească 7 ani și 7 ani de casă, ca să aibă putere între 7 și 14, să se echilibreze emoțional și să aibă și mai mare putere între 14 și 21 de ani, ca să se întărească rațional și să spună nu, eu nu simt să mă duc în acea drăcărie și liturghie neagră și aceea vor da faliment. Nu trebuie să vă luptați cu ei, ci doar trebuie să fiți în biserică, doar trebuie să țineți cort, doar trebuie să fiți în Duhul Dumnezeu, doar trebuie să vă fiți, să fiți împărtășiți și vor cădea toate. Dar de ce nu suntem așa? Pentru că vinovați sunt arhierei. 50 de arhierei în continuu ar trebui să predice în eparhiile lor, să adune preoții, să-i lumineze, să-i catehizeze, să-i trimită la luptă de dimineață și până seara în acest război global, în această liturghie neagră. Ei vor face numai administrație și filantropie, neînțelegând lupta în care ne aflăm. De aceea, iubiți credincioși, scapă cine poate. Vă îndemnăm pe voi, părinții, să vă țineți copiii acasă, vă îndemnăm pe voi să-i aduceți în biserică, vă îndemnăm pe voi, familiștii, să vă adunați în liturghie și să slujiți Domnului cu smerenie, să vă împărtășiți, să primiți acest un dinar, să nu cărtiți, să nu judecați, ci toți împărtășiți să fim în al lui Hristos, împărăția. Amin.